Bărbatul își deschide ochii în mijlocul unui lac deasupra căruia zboară o dronă roșie. Viziuni cu familia lui, nave spațiale și schimburi de focuri îi trec prin fața ochilor. Adunându-se în cele din urmă, bărbatul înoată spre țărm însoțit de dronă pe care o numește Ezra pentru a-și verifica sănătatea mentală. Deodată strigăte de ajutor sună din lac și un alt bărbat urmat de o femeie apare. Niciunul dintre ei nu-și amintește ce li s-a întâmplat. Fina recunoaște epava de pe mal ca rămășițelor unei nave de război numite Kari, iar Ezra își amintește o invazie. Apoi bărbații descoperă restul unei mașinării care trebuie să fi fost acolo de secole. Se pare că în acest loc a existat un drum. Oamenii își amintesc de invazie și se dovedește că toți au murit în ani diferiți. Mai mult, Abraham mărturisește că are 67 de ani, deși arată de 25. Potrivit dronei roșii, ei au fost aduși la viață în anii lor de apogeu. Amintirile lor sunt diferite pentru că au murit la momente diferite. În jurul lor se află Pământul, dar la 400 de ani după extincția umanității, distrusă de extraterestri. Ei au fost invitați de creaturi care trăiesc în apă, numite Sparks. Scopul final este renașterea umanității, iar restul informațiilor poate fi găsit în așezarea unde trăiesc ceilalți care s-au întors. Drona Iordanului Ezra să coleteze Sparks. Strângându-și puținele bunuri, oamenii pornesc după dronă, încercând să înțeleagă de ce i-au înviat Karekii. În curând, găsesc arcuri parțial distruse, iar Abraham se repede spre ele, bucurându-se de corpul său tânăr și puternic. Pe una dintre structuri vede hieroglife cunoscute și le atinge. Bărbatul este aruncat înapoi și mărturisește că a văzut totul. Deodată drona roșie este doborâtă, iar un al doilea foc îl rănește pe Abraham. Cei trei fug în spatele unui deal unde Ezra, pregătind o ambuscadă, îl capturează pe urmăritori. Bărbatul pe nume Jax neagă existența așezării. Substanța strălucitoare de pe gâtul său este un călăreț de piele, care este una cu corpul uman. El are nevoie de Sparks, dar Fina își demonstrează cu încredere priceperea cu armă. Abraham insistă că atunci când a atins simbolurile necunoscute de pe arc, a simțit vastitatea spațiului cosmic, dar acest lucru stârnește batjocura lui Jax, care brusc se eliberează și se aruncă asupra lui Ezra. Totuși, Fina îndreaptă arma lui proprie către el. De data aceasta, îl leagă bine și pleacă, în ciuda afirmației sale că îl cunoaște pe fratele lui Ezra. Curând, echipa se adăpostește într-o peșteră în timp ce alți oameni cu paraziți sărăgitori pe gât sunt găsiți, inclusiv fratele lui Ezra, Silas. Între timp, oamenii în viață din peșteră discută despre modalități de a recrea o ființă umană și se întreabă de unde au obținut extraterestrii materialul inițial. Peste noapte, rana lui Abraham se infectează. Este coborât într-un mic iaz unde scânteile sunt eliberate. Până dimineața, Abraham este complet sănătos. Fina discută cu Ezra despre ce s-a întâmplat, deoarece nu înțelege de ce au ales-o pe ea dintre milioane de oameni grozavi. În curând, oamenii în viață văd zidurile înalte ale unei așezări în depărtare, dar predum că călăreții de piele cu gâturi strălucitoare îi ajung din urmă. Ezra rămâne în urmă pentru a întârzia urmărirea. Reușește să facă asta pentru o vreme până îl recunoaște pe fratele său Silas printre ei. Între timp, Fina și Abraham ajung la zidurile așezării și tocmai când pare că sunt destinați să fie capturați, porțile se deschid. O dronă galbenă neutralizează călăreții de piele și îi lasă pe fugare înăuntru. Apoi zboară după Ezra, ducându-l prin aer în așezare unde nu este nimeni. Ca răspuns la toate întrebările lor, drona îi invită să o urmeze și le arată rânduri de mormite unde se odihnesc coloniștii. Mai târziu, drona galbenă deschide ușile unei baze militare abandonate pentru oameni, unde au trăit coloniștii anteriori. În pădure, călăreții de piele capturează un bărbat care a scăpat de ei. Silas descoperă că creatura strălucitoare pe care o numesc Companion și care trăiește în gâtul lui Duncan a încetat inexplicabil să funcționeze și promite să o repare. Oamenii în viață află că coloniștii au murit din cauza unui nou virus care încă se răspândește în toată regiunea. Drona galbenă le cere să elibereze scânteile într-un vas cu apă și află de la ei că acestea pot crea un vaccin dacă oamenii aduc ingredientele găsite în lacul viu. Fina începe să sângereze din nas și rămâne la bază în timp ce bărbații merg la lac. Ea și asumă sarcea de a repara drona roșie deteriorată. Pe drum, Ezra încearcă să înțeleagă cum funcționa sistemul care i-a readus la viață. Drona funcționează cu scânteile, dar ce le controlează este necunoscut. Bărbații ajung la lac și liberează scânteile în apă pentru a colecta ingredientele necesare. În așezare, soția lui Ezra, Lynn, apare brusc în fața Finei. Ea spune că a lucrat ca asistentă medicală în timpul invaziei și poate oferi ajutor, dar apoi dispar la fel de brusc. Pe malul lacului, Ezra mărturisește că unul dintre călăreții de piele este fratele său, ceea ce înseamnă că și acești oameni sunt înviați. Își amintește momentul în care a văzut pentru prima dată nava spațială extraterestră zburând deasupra și a făcut semn fratelui său că era un copil inutil, răsfățat. Acum este hotărât să-și ceară scuze și să încerce să-l recupereze pe Silas. Între timp, o hologramă a lui Lina apare din nou în fața Finei, ajutându-o să repare doar
drona roșie. În același timp, drona galbenă avertizează cu privire la apropierea călăreților de piele. Ezra îi cer lui Abraham să fugă în timp ce îl încearcă să-l intercepteze pe fratele său, Silas. Cu acesta este înconjurat și imobilizat. Când își recaptă cunoștința, se trezește singur cu fratele său care îi mărturisește că a interzis transformarea lui forțată într-un călăreț de piele, deoarece vrea ca fratele său li se alăture de bunăvoie. Fiecare călăreț de piele are un companion pe gât care învață pe oameni cum să se comporte corect și conectează telepatic cu ceilalți. Datorită companionului, Silas este acum liderul și mentorul celorlalți, în timp ce în lumea anterioară nu era nimeni. Apoi Silas adorme brusc semnalându-l lui Ezra să plece. Ezra îl întâlnește pe Abraham în pădure, căruia îi explică intenția de a-și salva fratele. Bărbații se întorc la lac, unde Spark s-au creat 3 capsule de vaccin pentru ei. După ce și administrează dozele, o duc pe a treia la Fina, cărei stare se înrăutățește. Lenny cere dronei roșii să le locuiască imaginea cu cineva drag fete, iar Duncan apar lângă Fina. Fina își recaptă cunoștința după ce prietenii ei administrează vaccinul. A doua zi, Abraham descoperă o cameră blocată, dezvăluind un obelisc luminos. Între timp, în pădure, Silas se ceartă cu Duncan despre scopul companionului care controlează gândurile călăreților de piele în comunitate, deoarece Silas consideră că aceasta este o formă de sclavie. În așezare, Abraham învață să citească hieroglife și înțelege că gazdele necunoscute oferă arme împotriva călăreților de piele din pădure, în schimb mai multor oameni pentru așezare. Ezra pleacă în pădure pentru săpături. Între timp, Silas îl duce pe Duncan într-o zonă deschisă unde Jax desfășoară lupte de antrenament, batjocorindu-i pe oamenii obișnuiți. Pe neașteptate, Duncan îl învinge pe Jax. Silas oprește duelul și spune că și-a testat teoria, dezvăluind că oamenii reacționează mai repede cu o fracțiune de secundă decât călăreții de piele. În prezent, Duncan are un companion slab, așa că ia decizii doar cu un singur creier, cel uman. În schimb, călăreții de piele cu companion sănătos au un semnal care trece prin două creiere, cel uman și cel al companionului, provocând o ușoară întârziere. Concluzia este că oamenii vor avea întotdeauna performanțe mai bune în luptă. Pentru a câștiga un avantaj asupra oamenilor, Silas plănește să efecteze o intervenție chirurgicală pe creier pentru a reduce întârzierea semnalului. Cu acestea este nevoie de o dronă funcțională și un subiect de testare. Între timp, drona galbenă îl aduce pe Ezra la setul de săpături despre care călăreții de piele află imediat. Ezra dezgroapă un obiect pe care drona galbenă îl numește armă. În așezare, Abraham, atingând obeliscul, realizează brusc că înțelege semnificația hieroglifelor de pe acesta, cu acestea încă nu înțelege ce presupune această cunoaștere în pădure. Drona galbenă îl avertizează pe Ezra despre apropierea călărețelor de piele. Ei încearcă să fugă, dar călăreții de piele îl înconjoară, iau arma și o dezgroapă. Prin așteptate, arma se activează și ucide unul dintre călăreții de piele, profitând haos, iar Ezra îi împrătășește pe cea și scapă. În vedem final, încearcă să afle de la drona roșie de la ființele necunoscute care învie umanitatea. Ea cere reînvierea lui Duncan fără să știe că el a fost deja reînviat și a devenit un călăreț de piele. Ezra duce arma amenită să elimine călăreții de piele la obelisc, sperând că aceasta va ajuta la stabilirea unui contact. Cu acestea, le refuză ucide locuitori nevinovați până când obeliscul nu explică cine sunt ei și ce se întâmplă. Dronele controlate de obelisc îi promit lui Ezra că îi vor învia familia dacă îi se supune în toate privințele. Ezra nu are altă opțiune decât să se conformeze. Mai târziu în acea noapte, Fina merge la obelisc unde îl găsește pe Ezra, care la fel ca ea speră la întoarcerea celor dragi. Ei observă că arma dezgropată în pădure s-a deschis. Obeliscul emite noi simboluri instruindu-o pe Fina să meargă la lac pentru a primi oameni noi. Cu toate acestea, călăreții de piele observă pe drum. Când despre Abraham, drona îi povestește despre structura companionului luminos de pe gâturile călăreților de piele, care este strâns conectată la creierul uman pentru o structură cristalină. Arma găsită în pădure distruge aceste cristale, eliminând parazitul. Când un călăreț de piele moare, memoria lui este păstrată pe cristal care este transmisă strămoșilor săi. Acesta este ceea ce trebuie găsit și distrus. Fina o vede pe Lin ieșind din lac și o ajută să ajungă la mal. Când Jax apare pe mal, drona roșie îl neutralizează. Fetele încearcă să scape, dar sunt capturate de Duncan, care ia drona roșie și nu recunoaște pe Fina, iubita lui din trecut. Fetele încearcă să fugă, dar Lin își rănește piciorul și îi ordonă Finii să meargă la așezare și să-l aducă pe soțul ei. Lin, pe de altă parte, cade în mâinile călăreților de piele care o duc înapoi la lac. Acolo Jax arată cum funcționează scânteile, vindecându-i piciorul rănit. Dar brusc o piatră lovește capul lui Jax și o fetiță sălbatică necunoscută o ia pe Lin în locuința ei din pădure, oferindu-i încălțăminte și mâncare. Cu toate acestea se lovește că fata nu poate vorbi. În acest timp, Fina ajunge la bază și informează pe Ezra despre învierea soției sale, Lin. În ciuda avertismentului dronei galbene că odată ce călăreții de piele iau pe cineva, este pentru totdeauna. Ezra este hotărât să o salveze. Jax găsește locuința fetiței sălbatice, dar ea deja a luat-o pe Lin. Se ascunde în pădure. În același timp, Ezra contemplă cum să dezactiveze câmpul de forță, deoarece obeliscul îl împiedică să facă acest lucru, lăsându-l incapabil să părăsească porțile. Fina recunoaște că l-a văzut pe Duncan, care este acum și el cu călăreții de piele, așa că nu a recunoscut-o. Se teme că același lucru se va întâmpla lui Lin. Între timp, în pădure, Jax se urmărește pe fugari și explică că chiar și scânteile fac greșeli rezultate
insultând în indivizi defectoși. Este pregătit să o distrugă pe fetiță, dar Alin îl convinge să nu o facă. În același timp, Silas extrage companionul cristal din gâtul scriitorului de precedat și cere uneia dintre femei să-l ducă la strămoși. Apoi aduc pe Lin la el. Când despre Abraham, în timp ce comunică cu obeliscul, îl deduce brusc că a trăit în această așezare înainte. Fapt confirmat de un caiet pe care l-a găsit cu scrisul său. Madrezeu Fina speculează că toți au trăit aici înainte. Luna Galbenă confirmă acest fapt și îl conduce pe Abraham la un cimitir unde le arată tuturor ce este îngropat acolo, inclusiv mormântul lui Ezra. Se dovedește că și el fusese înviat și a trăit în așezare la un moment dat. Apoi Luna Galbenă îl îndrumă pe Abraham la următorul mormânt, unde se găsește pe el însuși și îl încurajează să înceapă o viață nouă cu onoare. Fina îi cere bărbatului să se lege, el este de acord, dar brusc îi smulge o armă Finei și îi lovește pe călărețul de piele care stătea în spatele ei. În același timp, în bunker, Abraham încearcă să afle de la Yellow unde se află progenitorul, totuși ea nu știe. Dar Jack știe și se îndreaptă către lacul fără fund, se scufundă în el și iese într-o peșteră. Între timp, Saez încearcă să-l convingă pe Ezra că viața în comunitatea sa este mult mai bună decât în bunker. Fina începe să aibă încredere în Duncan și este de acord cu planul său, iar în tabără evadarea lui Lin este descoperită. Duncan primește imediat un mesaj despre acest lucru de la ceilalți călăreți de piele și este de acord cu planul Finei de a-i trimite pe o pistă falsă pentru a intra în tabără și a-l salva pe Ezra. Urmărirea se îndreaptă într-o altă direcție. Saez îi demonstrează fratelui său capabilitățile pe care un companion le oferă corpului uman. Își bagă mâna într-un vas cu scântei și îi spune că nu pot ucide un companion, deoarece ar contraveni principiilor lor. Așadar, dacă Ezra vrea să omoare companionul, va trebui să omoare persoana. Fina și Duncan pătrund în tabără și confiscă armele călărețului de piele, iar Jax ajunge la locuința strămoșilor. Le cere să explice cum funcționează drona, iar câteva figuri umane se arată. Fina și Duncan o găsesc pe Lin. Fetița spune că după ce a fost infectat de parazit și a băgat imediat mâna în scântei și se pare că a ajutat-o. Duncan le cere femeilor să plece în timp ce îl caută pe Ezra. Strămoșii îi arată lui Jax cum funcționează drona. Și în bunker, Yellow îi mărturisește lui Abraham că într-un dintre morminte nu se află un om. Silas îi dovedește lui Ezra că obeliscul nu este mai bun decât un companion, deoarece și el subjuga oamenii. Îi scapă faptul că toți, inclusiv soția și fica fratelui s-au trăit cândva în așezare. Conversația lor este întreruptă de Duncan, în care sub amenințarea armelor îl ia pe Ezra și conduce pe ceilalți către așezare pe un drum scurt, dar bariera de protecție care detectează un companion în Duncan nu lasă treacă spre deosebire de el. Atunci Fina îi leagă mâinile, dar în acel moment urmărirea condusă de Silas izbucnește în poiană. Duncan o împinge pe Fina dincolo de barieră, iar ei cu Ezra se pregătesc de luptă. Abraham aleargă la obrisc, iar acesta îi lasă treacă pe condiția că Duncan să rămână în curte până când vor găsi o modalitate de a-l elibera de parazit. În același timp, strămoșii exprimă îngrijorarea cu privire la ura lui Jax față de oameni, deoarece ei sunt purtători mult mai buni decât Carrix și îl sfătuiesc să găsească un compromis. Între timp, Duncan mărturisește că companionul său este încă slab, dar își câștigă puterea. Își amintește de coloniști și confirmă că Kyle este în viață. Scânteile întineresc oamenii în floarea vârstei, dar copiii la vârsta morților reale. Și a pierdut și o soție și un copil. Și aceasta era Fina, deși femeia nu își amintește acest lucru. Abraham explică faptul că sunt o altă generație din viață. Prima se află în morminte și sunt tot ei. Jax reconfigurează drona roșie respingând tot ceea ce era uman în memoria acesteia. Fina își dezleagă soțul, dar când adorme companionului Duncan primește un semnal de la Silas și se îndreaptă spre bunker. Acolo Abraham îi mărturisește lui Ezra că drona i-a arătat amintirea unei alte femei pe care o văzuse cu un an înainte de invazie. Pare că cineva știa despre invazie și le-a oferit oamenilor ajutor. Vrea să se consulte cu Yellow, dar ea nu este nicăieri de găsit. Acest lucru se întâmplă pentru că Duncan tocmai încuiase drona în spatele uneia dintre panouri. Apoi atacă pe Abraham, îl lasă inconștient și se îndreaptă către obelisc, în ciuda faptului că latura sa umană se împotrivește. Strigă, frustrat, iar Ezra îl aude. Aleargă spre el, dar Duncan închide ușa și induce simbolul care dezactivează câmpul de forță. Realizând acest lucru, Ezra se repede la Fina și reușește să baricadeze ușile bunkerului. Companionului Duncan este în față și mărturisește că totul a fost făcut de dragul armei pe care o ascunsese. Este gata să dezvăluie unde se află Kylie acum dacă predau bunkerul călăreților de piele. Bărbatul este legat, afară se aud zgomote de lovituri. Călăreții de piele încearcă să spargă ușa. Prin Duncan, Silas se oferă să predea bunkerul. Apoi va spune unde se află acum fica lui Ezra, deoarece cineva din prima așezare a reușit să evite moartea din cauza bolii. Se iscă o dezbatere care duce la decizia de a dezactiva parazitul folosind cunoștințele medicale lui Lin. Jax se întoarce, își expune nemulțumirea față de Silas deoarece ar fi putut să-l infecteze pe Ezra de mult timp, dar îl lasă să plece. Silas întrerupe conversația și ordonă să se continue lucrul la dronă. În același timp, în bunker, Lin încearcă să înțeleagă cum funcționează companionul, iar acesta mărturisește că poate provoca o mare durere stăpânului său. Ezra și Abraham concluzionează că așezarea a existat cel puțin 10 ani și trebuie să existe supraviețuitori, altfel cine a îngropat morții. Mai mult, Galben a spus că o dronă este îngropată într-unul dintre mormite. În acel moment, bătăile în ușă reîncep. Ezra își amintește că există electricitate în bunker. Fina digeră cablu și un șoc electric puternic distruge unul dintre călăreții de piele. În același timp, Abraham
Bram îl găsește pe galben. Simultan, oamenii își dau seama că Duncan acționează ca un imitator și îl mută într-o altă cameră. Când se despart, Ezra îl roagă să-i spună fratelui său că îl iubește și că are încredere în el. Acest mesaj îl nedumerește pe Silas. Galben îl scanează pe Duncan și descoperă că parazitul a afectat toate organele umane, iar nici măcar scânteile nu-l pot salva. Abram încearcă să obțină răspunsul de la Obelisk. Mai mult, Galben a spus că Duncan a primit coduri de acces. Dar de la cine? Bărbatul își amintește din nou de acea femeie din spital. Avea o dronă, scânteie și simbolul ale cunoașterii pe brățara ei. Deci ceva se știa înainte de invazie. La cererea lui Ezra, Galben arată imaginea femeii și o recunoaște pe mama sa, Eleanor. Între timp, Silas se pregătește să continue să spargă ușile, dar ceva îl duce la cimitir. Jack, surmându-l, îi amintește că nu este om și că nu ar trebui să-i pese de morminte, așa că intenționa să înceapă să reducă la tăcere personalitățile din el. Silas este arestat. În acest timp, în bunker, Galben mărturisește că Eleanor a fost una dintre inițiatoarele renașterii rasei umane, dar încă nu minte, Cale a fost în așezare și doar el poate spune unde sunt acum supraviețuitorii. Companionul lui Duncan este sedat cu un tranquilizant, iar bărbatul este legat de o masă. În timp ce parazitul doarme, bărbatul își revine și arată pe hartă direcția în care au plecat supraviețuitorii. Îl recomand să o găsească pe fata sălbatică și se trezește, după care Galben găsește arma pe care o ascunsese mai devreme. Oamenii observă liniștea de afară și, deschizând ușile, îi omoară pe santinelele lăsate de călăreții de piele. Asigurându-se că nu mai este nimeni în curte, Ezra și Lin și-au rămas buni de la prietenii lor și pornesc în căutarea lui Kyle. Jay activează drona și intenționează să elimine personalitatea umană din Silas și află despre prezența lui Ezra și Lin în pădure. El trimite călăreții de piele și să-i urmărească pe cei doi. Fina vine la Duncan și admite că este gata să-l omoare pentru a-și elibera iubitul. Cu toate acestea, Galben îl doboară. Bărbatul își recaptă conștiința în cimitir și este ușurat gândindu-se că Fina nu s-a putut hotărâ să-l rănească. De fapt, Galben a injectat un far în corp și acum oamenii pot urmări traseul. În acest timp, Ezra și Lin o găsesc pe fata sălbatică și cer să-i conducă lui Kyle. Silas își recaptă conștiința când drona roșie îl informează că a făcut contralul și anume și-a păstrat personalitatea și a suprimat capacitățile parazitului. În același timp, Ezra și Lin observă că sunt urmăriți și încearcă să scape de călăreții de piele. Cu toate acestea, săgeți zboară din stânci. Călăreții de piele pierd și supraviețuitorii se apropie de oameni. Între timp, în tabără, Jack se lasă pe Duncan de pază, în timp ce el și oamenii lui îi urmăresc pe Ezra și Lin. Aceștia sunt apoi scanați pentru siguranță și, după confirmare, liderul așezării Rowan îi conduce în tabără. Ei avertizează că nu-și cunosc cu adevărat fica. Ei și-o amintesc doar până la vârsta de 6 ani și nu sunt decât copii ale celor care au trăit în așezare. Abram și Fina dezgroapă dronă stricată din moment, sperând să recupereze datele din memoria acestea. Rowan îi aduce pe Ezra și Lin în tabără ascunsă din peșterile munților. Observând expresiile ciudate pe fețele oamenilor, ea spune că amândoi au murit, apărând tabăra anterioară de un atac. Dacă nu ar fi fost Lin, nimeni nu ar fi supraviețuit. Silas a ucis femeia. Final contactează pe Galben la memoria dronei stricate și a promite să arate evenimentele din trecut. În tabără, fiica adultă a lui Ezra și Lin sosește. Deși înțelege ce simt, ea refuză să-i recunoască drept părinții ei. Roșu observă că Silas simte o durere intensă. El zboară spre Duncan și în acel moment în tabără apare un Justin sângeros care ordonă să ia restul oamenilor și să se grăbească spre locul unde au fost ambuscați. Le execută ordinul, iar Jax dispare deoarece are o hologramă creată de Red. Silas scapă. Jax, cel real, găsește locul ambuscadei și ordonă căutarea stâncilor. În bunker, Yellow îi transportă pe Fina și Abram într-o realitate virtuală a așezării din trecut, unde oamenii își desfășoară activitățile zilnice. Jax intră prin port și spune că Silas a dezvoltat o creștere pe gât, după care a atacat prietenii săi. Toate acestea s-au întâmplat lângă vechiul vas Curry. Revenind în realitatea lor, oamenii își dau seama că acesta a fost primul caz de infecție a tovarășului. Yellow spune că paraziții creează o structură similară cu sporii fungici. Silas a inhalat probabil aceștia. Paraziții în sine au fost aduși de Carrick, care au fost purtătorii lor înainte de oameni. Între timp, un băiat dintre supraviețuitori, Thomas, cade neglijent în mâna lui Justin. Silas începe să experimenteze dureri severe. Red încearcă să-i alimenteze starea și observă cum Duncan se grăbește spre bunker. Se pare că el a descoperit evadarea sa și vrea să-l rețină pe Silas. Red îl conduce pe o altă cale. În același timp, Thomas află că a fost infectat cu parazitul. În tabără, absența lui este observată. Rowan convoacă un consiliu, iar Ezra le sfătuiește să fugă. Dacă Thomas dezvăluie tabăra, nu vor supraviețui. El o arată cum Abram a propus să creeze un virus capabil să omoare parazitul, deși ideea în sine aparține obeliscului. Oamenii discută aprins această propunere și mulți nu sunt de acord. Lin sugerează să se împartă. Cei care iau virusul ar trebui să rămână în buncăr, deoarece vor fi slăbiți. Rowan se opune. Abram își dă seama că a fost cauza morților rămase. În peșteri, Ezra îndeamnă pe toți să plece în timp ce îi apără. În acel moment, Silas ajunge la buncăr și îl vede pe Duncan stând lângă un foc de tabără. Îl atrage în atelier și îl încuie
locui acolo. Abraham este copleșit de vină, aleargă spre Obelisc și își expune acuzațiile. Dintr-o dată, Obeliscul creează imaginea unui al doilea Abraham, care spune că de cealaltă parte a Obeliscului sunt creatori care au crezut sincer că salvează așezarea. Virusul s-a dovedit că a fost mai lent decât cele parazitului. Al doilea Abraham dispare, iar vocea lui Ezra și Lin se aud din spatele ușilor. Final deschide ușile, iar prietenii îl împing pe Silas înăuntru. Ei dispară imediat, deoarece erau holograme create de Red. Silas cere să fie ascultat. Dronele susțin această cerere și raportează că nu pot distruge strămoșul fără Silas. În acest moment, băiatul își pierde cunoștința și ei îl duc înăuntru. Ezra, Blin și tinerii arcași pregătesc o ambuscadă, dar Thomas apare, trage asupra lor și îl rănește pe logodnicul lui Kyle, Nico. Ezra îl omoară pe băiat și, examinându-l, găsește un parazit. Ridicând săgeata, își dă seama că există ceva pe vârful ei. În acel moment, Jax apare cu oamenii săi și îi cheamă la luptă. Red îl bagă pe Silas în comă. Între timp, Blin și Kyle îl aduc rănit pe Nico înăuntru. Justin ordonă omului său să supravegheze intrarea secundară a peșterii. Le începe să-l trateze pe Nico, dar partea cea mai proastă este că vârful săgeții ar putea avea o larvă de parazit. Băiatul cere apoi să fie omorât, deoarece Lin însă își stabilește astfel de reguli. Duncan încearcă să cheme pe oricare dintre călăreții cu piele pentru ajutor, iar Yellow îi explică lui Fina și Abraham că parazitul omoară pe Silas pentru a nu putea dezvăli calea spre strămoși. Apoi Red recunoaște că poate conecta mințile lui Abraham și Silas, ceea ce ar putea ajuta la dezvăluirea secretului. În acel moment, Kylie decide să-și ajute tatăl la patrulare. Fata își amintește trecutul și îl numește pe Jax, cel mai bun prieten al său, ceea ce îl surprinde foarte mult pe Ezra. Și impulsul său de a ucide apare deoarece parazit se tem foarte mult că omul dinăuntru ar putea prelua controlul dacă își amintește atașamentele sale. Tatăl și fiica se întorc în peșteră, iar Ezra propune ca soția sa, fiica și Nico să ia o altă cale în timp ce el îl păzește. După argumente aprinse, se îndreaptă spre ieșirea secundară. Abraham intră în mintea lui Silas și se află într-o biserică. Surveiește că mintea băiatului consideră biserica un sanctuar. Abraham recunoaște că Silas nu se va mai trezi și el însuși descrie calea spre lacul strămoșului. Paraziți sunt interconectați exact prin acesta. Este sursa energiei, forței și cunoștințelor lor. Silas știe sigur că umanitatea nu va supraviețui dacă lacul nu dispare. Ezra recurge la înșelăciune, iar Kyle îl ucide pe un călăreț cu piele care pândea. Tatăl și-a rămas bun de la toți și rămâne în peșteră. În același timp, Abraham și Fina dezvoltă un plan pentru a distruge strămoșul. Yellow explică faptul că arma constă din trei părți. Două dintre acestea sunt arme independente, capabile să funcționeze independent una de cealaltă. Cu acestea, partea de sus este periculoasă pentru oamenii înșiși, așa că este eliminată. Rămâne doar partea inferioară, care distruge strămoșul. Dar această parte nu va funcționa fără partea din mijloc, unde trebuie plasată o personalitate umană. Însă strămoșul a studiat toți călăreții cu piele din această lume, așa că șansele de a intra în ea sunt slabe. Atunci Abraham își dă seama de ce a fost nevoie de Silas. Mai târziu, Fina reflectează la promisiunea făcută de Duncan de a-l ucide și de a-l elibera de parazit. Apoi Yellow recunoaște că soțul ei se află în atelier, în curte. Femeia se înarmează, se îndreaptă spre curte, dar chiar când este pregătită să deschidă ușa atelierului, un călăreț cu piele intră în curte și le eliberează pe Duncan. Fina încearcă să-i oprească pe bărbați, dar Duncan îi amintește că nu poate să-l omoare și pleacă. În acest timp, Abraham vine din nou la Silas și explică că au nevoie de ajutorul lui. Jax decide să atace, realizând că Ezra este singurul apărător al taberei. El le ordonă oamenilor să se angajeze cu el în timp ce el însuși urmează urmele lui Lin, Kylie și Nico. Nico își pierde forța, iar Lin decide să facă o targ, deși băiatul cere să lase în pace. Și Ezra pregătește o ambuscadă și îi elimină pe călăreții cu piele pe rând, apoi urmează urmele soției sale. Nico se transformă și apucă pe Lin de gât. El se pregătește să o moare, dar Kyle intervine. Companionul băiatului admite că fata este foarte dragă, dar nu poate să cedeze slăbiciunilor purtătorului. Și când Nico își ridică sabia, Kyle îl împușcă. Ezra ajunge din urmă, fără să știe că Jax supraveghează reuniunea, dar primește un mesaj despre trădarea lui Silas. Iar Jax pleacă. Silas îi cere lui Abraham să aștepte moartea sa, să ia cristalul și să-l introducă în armă. Atunci va fi în partea din mijloc și poate ajuta. Abraham nu înțelege pe deplin cum funcționează, dar îi mulțumește lui Silas. Ei se despart. Abraham își revine când Silas moare, iar Jax îi ajunge în urmă pe Duncan și oamenii săi lângă lac. După o dispută, le ordonă tuturor să rămână și să pregătească o ambuscadă, iar el și Duncan vor să sară asupra strămoșului. Între timp, Lin și Ezra îl îngroapă pe Nico și își consolează fica. Simultan, Fina și Abraham îl îngroapă pe Silas. Mai târziu, grupul se întâlnesc fără să știe că o dronă neagră îi supraveghează, care decolează deasupra pământului și se îndreaptă spre o navă spațială. Abraham îi spune lui Ezra tot ce s-a întâmplat cu fratele său și planul de a distruge strămoșul, dar nu vrea să-și pună familia în pericol. Yellow o vaccinează pe Kylie, explicând că vaccinul a fost realizat de Sparks. Fata îi spune Finei că Duncan a devenit un călăreț cu piele după moarte și nimeni nu știe cum s-a întâmplat asta. În același timp, Abraham admite că nu mai crede în Obelisk, dar crede în Silas și este pregătit să facă tot ce este necesar pentru a distruge strămoșul. El îi povestește lui Ezra despre funcționarea armelor
bombelor. O parte din Silas le va ghida în interior, dar nu știe ce să facă mai departe. Ezra râde de un astfel de plan, iar fiica lui aude acest lucru. Abraham și Finn încearcă să-l convingă pe Ezra că acesta este motivul pentru care au fost înviați. Altfel, umanitatea este condamnată, dar nu pot să-l convingă. Atunci Abraham și Finn pleacă împreună. Ezra este chinuit de vinovăție, deși Lin încearcă să-i reamintească de datoria sa față de familie. În acest timp, Kyle revizuiește harta spre lacul strămoșului și părăsește secret Buchenroll. Red informează pe părinți că nu o poate găsi pe fată, iar ei realizează unde a plecat. Se grăbește să o urmărească. Între timp, Kyle îi ajunge în urmă pe Finn și Abraham, iar mai târziu apar Ezra și Lin. Astfel, ei se reunesc din nou, dar la lac ei cad într-o ambuscadă a călăreților cu piele. Se desfășoară o luptă în care grupul supraviețuitorilor câștigă, iar Abraham este grav rănit. Cu acestea, Kyle are scântei cu ea și sugerează să le elibereze în lac. Pe măsură ce încep să facă acest lucru, Duncan apare din apă și o împușcă pe Lin și pe Kyle. Fina, sub acoperirea unui scut, se grăbește spre el, iar ei dispar amândoi sub apă. Ezra eliberează scânteile și aduce răniți în apă. Apoi o Fină rănită apare, spunând că nu apte să-l înfrunte pe Duncan. Ezra se aruncă în apă și îl găsește pe Duncan rănit, care a revenit la adevărata sa ființă înainte de moarte. Se scuză și își pierde cunoștința, iar Ezra vede în fața sa un ceva strălucitor cu cristale și fixează partea inferioară a armei pe unul dintre ele. Apoi introduce cristalul mic al lui Silas în partea din mijlocul armei și caută locul unde trebuie să fie plasat. Dar atunci apare Jax. El a urât întotdeauna purtătorul său și toți oamenii și nu va lăsa ca strămoșul să fie distrus. Bărbații se angajează în luptă, iar tocmai când Jax este pe cale să câștige, Duncan revigorat îl atacă. Ezra găsește cristalul potrivit și fixează partea din mijlocul armei pe acesta, iar brusc se află într-o cameră unde este întâmpinat de Silas. Fratele spune că se află în interiorul strămoșului și că numai el putea crea această casă în acest loc. Este un cal troian din care distrugerea va pătrunde în strămoș. Ezra ia cutia cu simbolul cunoașterii de la mama sa și își dă seama că este un detonator. Fratele îi spune adio și când apare Jax, activează bomba. Ezra se găsește în peștera unde strămoșul este distrus, spre marele regret al lui Jax. Bărbatul iese și își găsește persoanele dragi vindecate. Entuziasmul lor este observat de o dronă neagră care din nou se îndreaptă spre nava spațială, unde este întâmpinată de Eleanor și Duncan. Ei își dau seama că fapta este făcută și că umanitatea are o șansă. În ciuda unor nelogități, povestea este destul de extraordinară. Nu este vorba despre bătălii extraterestre, deoarece Kirix sunt arătați doar pe scurt, o singură dată într-o amintire, și nu despre încercările oamenilor de a scăpa într-un mod viclean de dictatul conducerii lor. La baza acesteia se află întrebarea valorii unei persoane, păstrarea căreia poate duce la pace și reconstruirea civilizației.